Vom pregăti sarmale în foi de viță. Sunt sarmale de primăvară. Eu am frunze de viță în saramură, dar puteți să luați frunze de viță din piață când ies. Să aveți grijă să nu fie bătrâne și oricum să le opăriți înainte să le folosiți. Da? Puneți apă să fiarbă, când în crocot introduceți frunzele, le lăsați 2-3 minute până când ne schimbă culoarea. Vedeți, nu mai sunt verde închis, sunt un pic spre maroniu. Și după aceea le folosiți, nu le puteți folosi crude, așa cum se vând în piață. Pentru sarmale în foi de viță, întotdeauna folosiți carne de vită sau mânzat. Este bine să o tocați acasă, să luați bucăți, cum am eu aici, 400 de grame. Și mă voi folosi, evident, de robotul nostru Philips, care ne va ajuta și de această dată. Frunze de viță, eu am frunze de viță în saramură, deci nu voi mai pune sare în compoziție. 400 de grame carne de mânzat, 2 cepe, 4 linguri de orez, o legătură de pătrunjel, o legătură de mărar, 2 cutii de roșii decojite și tăiate în bulion și puțin piper dacă vă place un gust ușor picant. Vom toca carnea de mânzat împreună cu ceapa pe care am tăiat-o în sferturi. Am adăugat verdeața peste carnea tocată. Eu voi pune și o lingură de bulion în compoziție, pentru că îmi place să iasă mai gustoase. Și 4 linguri de orez. O linguriță de piper. Amestecăm bine compoziția. Vom umple foile de viță. Totdeauna lăsați partea lucioasă în afară. Deci puneți compoziția pe partea care nu este lucioasă. Nu puneți prea multă compoziție pentru că orezul se va mai umfla. S-ar putea să se spargă frunzele. Și împachetați-le așa. Dacă aveți o frunză mai mică, așa cum este aceasta, puneți mai puțină compoziție. În cazul în care aveți frunze mai puține și vă rămâne compoziție, o puteți ține în congelator fără nicio problemă până când mai doriți să faceți sarmale în foi de viță sau o puteți folosi la perișoare, dar acolo trebuie să mai adăugați ou. Sau poate niște chifteluțe, dar la fel adăugați ou. Am împachetat sarmalele, uitați, cam așa arată. Bine, în funcție de frunză, să vă iasă mai mari sau mai mici. Le așezăm într-o cratiță, așa, rotund. Punem deasupra roșiile tăiate. Și adăugăm o jumătate de cană de apă. Sarmalele trebuie să fie acoperite de sos. Le vom da la cuptor
la 200 de grade Celsius, timp de 30 de minute, 40, până când scade sosul și frunzele sunt fierte. Sarmalele în foi de viță, un deliciu de primăvară, un fel de mâncare ușor și bun pentru mesele festive.